care parcă a trecut mult prea repede. Florin Popescu, managerul agenției Paralela 45 Experience, îți propune câteva destinații de vacanță numai bune de explorat în această perioadă și care te vor face să uiți în ce anotimp suntem. Chile, Argentina, Brazilia și Peru sunt câteva dintre țările pe care ți le recomandă. Florin este acum în direct la Left News și îți spune de ce să mergi în această perioadă și ce destinație să alegi, mai ales America de Sud. Salut, Florin, haideți să le luăm pe rând. De ce Peru? Ce facem acolo în afară de clasica vizită în Machu Picchu? Mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, toamna se numără bobocii, iar noi în turism toamna numărăm circuitele în destinații interesante. America de Sud vreau să vă propun astăzi și de aceea am zis să încep cu Peru. Pe lângă celebrul Machu Picchu, despre care știe toată lumea, pe lângă liniile Nazca, eu sunt foarte încântat de plimbarea făcută pe lacul Titicaca, o plimbare interesantă, unde se găsesc insule artificiale făcute din totora și unde locuitorii locuiesc acolo efectiv atât ziua cât și noaptea și trăiesc din turism. Și aș mai recomanda și Arequipa în Peru, unde se mănâncă celebrul cui sau porcușorul de Guinea. Bineînțeles că liniile Nazca sunt o experiență deosebită datorită plimbării cu avionul, în care intră 4 persoane, pilotul, ghidul și 2 turiști, iar senzația este una deosebită atât a avionașului micuț și a cercului pe care le face acest avion, dar și datorită peisajului. Aș trece un pic la Argentina-Brazilia, pentru că Argentina-Brazilia este o destinație interesantă în care noi putem descoperi mai multe lucruri fascinante. Uite, Florin, colegii mei m-au informat că peste aproximativ o lună vei vizita Chile. Care este farmecul acestei destinații? Corect. Chile cu insula Paștelui este o destinație interesantă. Eu pe 5 noiembrie voi însoți un grup de 16 persoane în această destinație un pic exclusivistă, pentru că prețul este un pic mai mărișor, într-adevăr. Chile poate fi vizitat în amănunt, timp de aproximativ 18 zile. În primul rând, capitala Santiago de Chile, apoi Valparaíso, Punta Arenas, deșertul Atacama și celebra Vale a Lunii poate fi vizitată, iar apoi Patagonia. Patagonia este zona de sud a Americii de Sud, guvernată atât de Chile cât și de Argentina, în care se găsesc văi, munți, lacuri, fiorduri, peisaje extraordinar de frumoase. Iar coroana acestui circuit este insula Paștelui, unde poate fi observată populația Rapa Nui și stilul acestei populații, cât și moai, care sunt acele statui monolitice, îngropate jumătate în pământ, jumătate în exterior, îngrădind practic insula și protejând-o, una dintre aceste statui având chiar și 19-20 de tone. Într-adevăr, un circuit foarte, foarte interesant. Iar ca final, Florin, dacă toți suntem în America de Sud, ce nu putem rata dacă alegem să vizităm Argentina și Brazilia? Cele mai importante puncte? Tango în Buenos Aires, în capitală, aș recomanda să nu ratăm ghețarul Perito Moreno, țara de foc și Ushuaia, de unde se poate face o incursiune interesantă la canalul Beagle, iar de acolo se poate pleca spre Antarctica, cascada Iguazu, care este practic vizitabilă atât din Argentina cât și din Brazilia. În Brazilia, bineînțeles, Rio de Janeiro, aș numi aici și aș aminti Corcovado, dealul Sugarloaf, Samba Drumul, care este de neratat, plajele Copacabana și Ipanema, care acestea sunt destinațiile interesante din Argentina și Brazilia. Florin, îți mulțumesc și îți doresc vacanță plăcută în Chile. Mulțumesc frumos și eu. La revedere!